Localitățile din raionul Orhei își schimbă aspectul de la o zi la alta, datorită echipei lui Ilan Șor. De această dată, satul Puțintei a fost modernizat conform strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 2022-2027. Autoritățile locale, precum și localnicii, salută schimbările în bine pe care le-au așteptat de mai bine de 30 de ani. E strada de vară acum care s-a renovat, trotuarul s-a sădit pe teritoriul școlii, lângă teritoriul școlii s-a sădit o renovare a acestui obiect care a fost construit pe vremea de 30-35 de ani de urmă și nu a avut renovare. După cum vedem, au cântat la noi Nicolae Sulac, Sofia Vicovianca, Petru Ieșanu și mulți artiști. Nu mai vorbim de toate concertele care se organizau de noi. Facem serate, facem spectacole. În satul Puțintei a fost construită o estradă de vară care include pavaj montat pe o suprafață de 800 de metri pătrați, a fost amenajat un parc, au fost instalate bănci, ghirlande, au fost plantați copaci, flori și iarbă. Totodată a fost renovat monumentul eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Primarul comunei Puțintei, Elena Nani, consideră că modernizarea infrastructurii este foarte importantă pentru sat. Această estradă de vară sau acest loc ține minte evenimente culturale deosebite și atunci când modernizăm, când renovăm, ne bucurăm, fiindcă astfel de momente sunt deosebite. La evenimentul festiv de inaugurare a estradei de vară renovate, localnicii au fost salutați printr-un mesaj video de către președintele Partidului Șor, primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. El a menționat că în cadrul strategiei Raionul Orhei, Raion de Vis, datorită căreia au fost deja implementate o serie de proiecte, are loc dezvoltarea satelor din acest raion, planificată pentru câțiva ani. Dragi prieteni, noi am anunțat despre elaborarea strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru următorii 6 ani. În cadrul acestei strategii, fiecare sat va fi renovat integral. Drumuri, estrada de vară, parcuri, școli, grădinițe și multe altele. Acum deschidem unul dintre obiective la dumneavoastră, estrada de vară, și sunt foarte bucuros astăzi. La eveniment a fost prezent și Dinu Țurcanu, președintele Consiliului Raional Orhei, care consideră că investițiile în infrastructură și alte proiecte creează perspective de dezvoltare pentru satele moldovenești și motivează populația să nu plece în străinătate, ci să trăiască și să lucreze acasă. Este prerogativa noastră cea mai importantă, prioritatea zero, ca satele noastre să aibă un viitor și cum poate să arate acest viitor fără copii, fără mulți copii, nu numai care să învețe și ulterior să plece, dar important este să-și revină înapoi, să-și întemeieze o casă, o familie. Comuna Puțintei a fost inclusă în etapa a doua a strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru anii 2022-2027, lansată la inițiativa președintelui Partidului Șor, Ilan Șor. În acest an, proiectele sunt implementate în 30 de localități. Acum un an, în cadrul strategiei, au fost modernizate 6 comune din raionul Orhei.